pornim la drum. De această dată mergem spre nord-vest. Mai exact, trecem de Afumați și ne îndreptăm spre Petre Chioaia. Și oprim. Astăzi mi-am schimbat pescărița de serviciu. Mara, unde suntem? La Creața 3. Împreună cu Mara, pescărița de serviciu de astăzi, sunt Dan, Mihai, Dan și grupul Pescari pe orice vreme. Încercăm ceva diferit, cum nu am văzut până astăzi. La ce? Vreau să fac cu Dan un pescuit la suprafață, la coaje de pâine. Opa. Sper să avem un pescuit spectaculos. Sigur va fi. Pare de o surpriză frumoasă. Da? Așa, la Dan la pătrat, că sunteți doi de Dan. Da, Dan la pătrat. Așa este. Lăsăm tandemul Dan-Dan să mai scoată niscai ceva crab la coajă de pâine și trecem pe la micii pescari. Este rândul micii pescărițe să ia ceva vorbe de la cei de aceeași înălțime. Îți place să pescuiești? Să pescuiești? Da. Îți place? Da. Care a fost cel mai mare pește prins? Care zil de la mare? Wow, am uitat să vă spunem. Pe lac se fac ceva pregătiri pentru un concurs clasic, la crab. Așa că, în lipsă de activitate, pregătim un grătar cu mici și ceafă de porc. Doar suntem la pescuit. Echipa Dan Dan ajunge la mal și aflăm primele impresii ale stilului de pescuit la coajă de pâine din parcă. L-a rupt într-un concioc, mie mi-a rupt unul de-n prima, nu m-a lăsat să respir, de plici! Natura a fost generoasă cu acest lac, un peisaj de vis cu floră și faună deosebită, iar lacul de 10 hectare oferă... Crab, ten, caras, novac, sânger, șalău, știucă... Și mărunțiș. Și, bineînțeles, albitură. Așadar, mergeți la pescuit, ieșiți în natură, o să aveți garantat în cârlig. Mara, ți-a plăcut? Da! Pentru știrile Focus... Mara și Georgian.